O comedie amară despre căutarea fericirii. Așa ar putea fi caracterizată piesa Idolul și Ion Anapoda, care a umplut de spectatori sala teatrului Fanny Tardini miercuri seară. Eroul piesei își construiește personalitatea prin iubire, delicatețe și se definește printr-o încredere neclintită, naivă în puritatea valorilor morale. Bărbatul va trăi drama izolării și ignorării de către ceilalți, însă finalul îi dă propria șansă la fericire. Dincolo de povestea de viață a personajului principal, piesa de teatru a stârnit râsul prin comicul de situație, prin limbaj și printr-un personaj pestriț, aprigă patroana pensiunii, unde se petrece acțiunea. Nu să inimioare de bună ceașca asta? Ia uite ce zică. Dragoste și bani. Crainou ochii verzi pe drum de zi. Dar tu știi ce bine mi se arată? Fotografii, e nu altceva, uite, cu frunte, cu nas și cu fata lor, da? Bă, că mi-l-a urmărgat și un vampir! Nu te poate! Nu te pot să vă spun! E că sunt directul de la bancă! Comedia a fost pusă în scenă de actori cunoscuți ai Teatrului Național Ion Luca Caragiale din București, Dan Puric, Ileana Stana Ionescu, Ileana Olteanu, Irina Cojar, Silviu Biriș, Alexandru Hasnaș și Afrodita Androne. Festivalul de comedie continuă vineri cu două piese. La ora 16 în sala Studio Teatrul va fi reprezentată piesa Un bilet spre fericire, iar la 19 în sala Mare va fi pusă în scenă Fazanul. Ambele piese sunt jucate de actori ai teatrului din Brașov. Sâmbătă, gălățenii vor putea vedea Pețitoarele, piesa Teatrului Gălățean, iar duminică, Teatrul din Botoșani prezintă Hai să ne despărțim. Săptămâna începe plină de umor. Luni va fi pusă în scenă Căsătoria de Teatrul din Arad, iar marți Teatrul Mic din București invită publicul la somnoroasă aventură. Actorii din Giurgiu vor juca miercuri de Când te aștept, iar festivalul se va încheia joi cu Teatrul Bulandra, ce va pune în scenă piesa Obiceiuri necurate.